Avertizări de ultimă oră de la meteorologi, doamnelor și domnilor. Chiar la această oră a intrat în vigoare un cod galben de furtuni pentru jumătatea de nord și nord-vest a țării. Vremea se va strica și mai tare în oreserie, când codul galben se va transforma în cod portocaliu. Despre ce este vorba aflăm chiar acum de la colega mea, Denisa Țicu. Denisa, ce prevăd aceste avertizări? Bună dimineața! Bun găsit, Marius! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Vorbim în principal despre ploile torențiale care vor cădea în toată țara în următoarea perioadă. Este o primă atenționare, cod galben, ce vizează într-adevăr nordul, vestul și parțial centrul țării, aici unde ploile torențiale vor fi însoțite de fenomene electrice, intensificări de vânt și căderi de grindină. Meteorologii spun că local se pot acumula până la 20-25 de litri pe metru pătrat, dar izolat cantitățile de apă ar putea fi mai însemnate. Vorbesc meteorologii de până la 50 de litri pe metru pătrat. Este un cod galben ce își începe valabilitatea la ora 12 și rămâne în vigoare până în această seară la ora 18. De atunci, până mâine dimineață, la ora 6, avem cel de-al doilea mesaj de avertizare. De această dată este vorba despre un cod portocaliu de ploi torențiale, vijelii și căderi de grindină. Un cod portocaliu ce începe, spuneam, în această seară la ora 18 și rămâne valabil până mâine dimineață la ora 6. Meteorologii anunță pentru sud-vestul și sudul țării sunt multe județe aflate sub cod portocaliu. Rafale de vânt ce pot trece de 80-90 de km pe oră în timpul precipitațiilor. Evident că precipitațiile vor avea caracter torențial și aici sunt anunțate căderi de grindină. Dar foarte important să rețineți că în timpul ploilor vor fi vijelii, rafale de 80-90 de km pe oră, motiv pentru care, iată, meteorologii au emis această avertizare de cod portocaliu. Și apoi, de mâine dimineață de la ora 6 până mâine seară la ora 22, restul țării rămâne sub atenționare cod galben de precipitații însemnate ca 40-50 de litri pe metru pătrat, izolat și local, până la 25-30 de litri pe metru pătrat. Sunt atenționări emise în urmă cu doar câteva minute de către Administrația Națională de Meteorologie. Așteptam aceste avertizări din partea meteorologilor pentru că în prognoze se spunea foarte clar faptul că din cauza unei mase de aer rece care va pătrunde pe teritoriul țării noastre, vor avea loc astfel de fenomene destul de violente în anumite zone ale țării. Așadar, iată, începem săptămâna cu ploi și, atenție, cu temperaturi din ce în ce mai coborâte. Miercuri sunt anunțate în țara noastră valori termice sub cele normale pentru această perioadă, astfel că în jumătatea de nord a țării vremea va deveni răcoroasă. Și o ultimă informație, să știți că astăzi vremea rămâne destul de călduroasă în zonele de câmpie. Aici se vor atinge 35-36 de grade, așadar va fi caniculă în câmpia română, unde și disconfortul termic va fi unul destul de accentuat. Pe harta de cod galben se află, începând de mâine de la ora 6, și zona capitalei, unde de asemenea sunt așteptate averse cu descărcări electrice.